Ok. Bună ziua, numele meu este Ionuț Coma, sunt artist origami 3D handmade și astăzi lucrez împreună cu clasa a 7-a de la Școala Vlai Cuvodă, condusă de doamna Beciu Rodica. Lucrez arta origami de aproximativ 3 ani, dintre care am avut câteva spectacole cu expoziții origami 3D, de aceea vă invităm și pe dumneavoastră să învățați. Până atunci eu zic ca să prezentăm și elevii cu care lucrez eu astăzi. O să începem de aici. Mă numesc Nicoleta și am 13 ani. Mă numesc Nicoleta și am 13 ani. De la ce școală ești? De la gimnazialul Vlai Cuvodă. Ok. Mă numesc Maria și am 13 ani. Mă numesc Petra Mare și am 13 ani. Mă numesc Adema Natură și am 13 ani. Mă numesc Șerban Pavel și am 13 ani. Mă numesc Robert și am 13 ani. Mă numesc Nedelea Robert și am 13 ani. Mă numesc Lucia Gabriel și am 13 ani. Mă numesc Ioan Costel Gabriel și am 14 ani. Mă numesc Anfel Leonard și am 14 ani. Mă numesc Gurele Andreea și am 14 ani. Mă numesc Raul Darius și am 14 ani. Mă numesc Gurele Diana și am 13 ani. Am și eu o întrebare la voi. De ce faceți origami? Cum ați început să faceți origami? Vă place? Din ce ați avut cu domnul Ionuț vreo expoziție? Da. Cum te numești tu? Mădălina și am 13 ani. Și ai participat la expoziții? Da. Și de ce faci origami? Care-i motivul? Că-ți place, nu? Mă relaxează. Tu? Mă numesc Roxana și am 14 ani. Și tu, de ce faci origami? Mă relaxează, adică mă simt... Te face să te simți bine, liniștită, da? Da? Mă numesc Bianca și am 13 ani. Așa, acum domnul Ionuț, vă rog să prezentați așa cum se face, de unde se pornește cu... Normal și se trebuie o piesă, pornim de la o coală mare A4. Lățimea unei piese este de, lungimea este de 9 cm și lățimea este de 6. De drept luăm piesa de 9 pe 6 cm, o dăm în două, fiecare latură să aibă părți egale. O mai dăm încă o dată și formim un mic dreptunghi. Apoi încercăm să formăm un triunghi. Răsucim piesa, avem două colțuri care le băgăm în interior și fiecare latură, și dintr-o parte și din cealaltă, o ducem în sus. Pam, două și pe cealaltă, dintre care piesa o facem așa pentru a forma aici două desfărțituri dintre... unde putem băga piesa să putem forma un coșuleț, lebădă, rățușcă, după cum vedeți. Și dacă vreți să-mi și demonstrați puțin, să-mi exemplificați. Că văd că aveți mai multe piese și... Normal și de drept, ca să putem începe baza unui coșuleț, luăm două piese, o punem una lângă cealaltă și cea de-a treia piesă o introducem. Fiecare colțișor intră în una dintre desfărțitura de aici. Am băgat prima piesă. Mai avem, ne-a mai rămas o lată. O băgăm și pe cealaltă. Întotdeauna ca să devină mai ușor, eu de drept folosesc, mă uit doar la partea aceasta, când vine mai ușor și mă orientez mult mai repede, la fel ca și copiii cu care încercăm să facem. Baza unei coșuleți sau unei lebede conține din 20 de piese, 30, 10, depinde cât de mare vrem ca să iasă exponatul nostru. Eu, de exemplu, uite, o să folosesc o bază de 20 de centimetri, 20 de piese. Și o să formăm un coșuleț. Putem folosi coală albă, cât și colorată.
Și ce fel de hârtie este? Este coala A4, coala de Xerox. Ea ca hârtie creponată sau cum se cheamă, ce fel de hârtie, că presupun că e o hârtie specială, adică nu orice coală de... Nu este hârtie specială, este pur și simplu coală albă, A4, la tocuri de coală și coală colorată. Este la fel ca cealaltă, dar mai că este colorată. Bineînțeles, nu fiecare vază, depinde de exponat, pornește de la baza de 20 sau 30 de piese. La Vaporaș am pornit la baza de 10 piese, iar aici la Rățuș am pornit de la baza de 6 piese. Dintre care am s-a înmulțit, am băgat printre ele ca să putem să-i dăm formatul un pic oval. Văd că voi faceți piesele astea micuțe, să zicem, de început, știi, să și le asamblați așa per total ca să iasă produsul final. Da. Și durează mult, e mult mai mult migală, mult mai mult de lucru. Depinde cât de mare, nu? Și probabil că și ce vrei să faci, nu? Da. O lebă de un dovleac cum e acesta de aici. Și am văzut niște păsări mari. Ați ajutat la... facerea lor. Și cam cât timp ia să faceți acest dovleac? Cam cât timp? 3 ore. Cam 3 ore, nu? Da. Este baza pe care noi am format-o din 20 de piese. Continuăm cu același număr de piese și mai punem încă un rând și după aia începem să introducem culoare. Modelul pe coșuleții lebădă putem forma orice model vrem noi. Putem forma și în stil tradițional. Da. La tradițional ne putem inspira foarte mult din folclorul autentic, care este folclorul autentic, care și el la bază o legătură. Adică mai precis ce obiecte puteți face din folclorul autentic? Din folclorul autentic se poate crea chiar și o ie din piese origami, dar din păcate nu o putem îmbrăca. Putem crea aproape orice, dar eu, în special, mie îmi place ca să preiau cum este modelul după ie, îmi place să-l preiau, să-l pun în exponatul meu. Dar astăzi am să încerc să fac 4 floricele introduse în coșuleț ca model. În viitorul apropiat ai vreo expoziție sau un spectacol cum Da, în viitorul apropiat origami? Am la Gnopeni. Se face inaugurarea căminului și acolo puteți vedea întreaga mea colecție pe care încă nu am dezvăluit-o.
Poți să-mi spui și niciodată sau nu se știe deocamdată? Nu se știe deocamdată o dată anume. Știu sigur că va fi undeva pe la mijlocul sau sfârșitul lunii mai. În care vă invităm și pe dumneavoastră să vedeți ce poate ieși din mâna mea, ce se poate crea din această artă origami. Și acel spectacol constă în faptul că exemplifici acolo, iei o piesă mai mică, mai mare, de la zero, cum faci acum, și o duci până la capăt, sau în ce constă? Da, iau o piesă, iau ce vreau eu, vreau să fac o lebădă, fac o lebădă pe parcursul întregului program. La sfârșit intru pe scenă, explic cum am făcut-o, arăt publicului. Și există un juriu, ceva, sau? Nu există un juriu. Juriu am avut la spectacolul de 15 august. Juriul a fost compus din 4 membri. Fiecare juriu a avut întrebări pe care mi le-au adresat. Și în funcție de cum m-am descurcat eu la origami, în funcție de cum am făcut expoziția, cum am lucrat, am primit și un punctaj. Am primit un punctaj, numărul de puncte, totalul de puncte era de 600 de puncte la fiecare juriu. Și la urmă se făcea calculul și se făcea o notă. Eu am primit 9,50. Și în acest spectacol sunt și elevii pe scenă sau mai există altcineva care face așa ceva și concurezi? Sau? Nu mai există. De la mine din comună sunt singurul care face. Dar până acum nu am introdus elevii în spectacol, cu toate că mi-aș fi dorit ca să introduc elevii cu care eu am lucrat, să introduc în spectacol, să poată demonstra și ei ceea ce au învățat, să poată să împărtășească din această experiență pe care am avut-o cu ei. Poate reușim să facem ceva și în săptămâna altfel, să facem o mini-expoziție lucrată de ei, fiecare să-și prezinte ceea ce a reușit să realizeze. Îmi place foarte mult să lucrez cu copiii, deoarece ei sunt sursa mea de inspirație. De la ei mă inspir. Adică vin cu idei, hai să facem un avion, să facem un vapor, să facem diverse... Adică eu de obicei pornesc de la un model, dacă pornesc de la un coșuleț, datorită ideilor pe care ei le au, ajung cu totul și transform modelul pe care l-am avut în cu totul altceva. De obicei mă inspir din mai multe peisaje. Pot să mă inspir și din natură. Putem crea palmier, copac, chiar și munți. Dar sunt anumite exponate care se lucrează foarte greu. În special se lucrează greu din momentul că conțin foarte multe piese. Am acasă un exponat care conține în jur de 10.000 și ceva de piese. Eu la el am lucrat în jur de o săptămână. Am lucrat eu și cu încă o persoană. Și cât de mare este? Și ce reprezintă? Acel exponat reprezintă prima mea creație pe care eu am făcut-o și cu care eu pot să spun am avut succes. Este una dintre cele mai frumoase creații ale mele, pot să spun. Toate sunt frumoase, dar este una dintre cele mai frumoase pentru că, pot să spun, cu ea m-am lansat. Și am vrut ca să... A fost în miniatură, dar am vrut să creez și în mărime naturală. În mărime naturală, da. Dar, din fericire, e și mai mare decât le văd în general. Care acel exponat îl fac cadou elevilor cu care am lucrat foarte mult, îl fac cadou clasei a 7-a, cu care eu lucrez la ora actuală. O să vedem cum luăm legătura ca să putem să o aducem în școală. Și fiecare își va pune amprenta pe acea lebădă. O fotografie, ceva scris, un mesaj. Un mesaj pe care ei să-l transmită din suflet către profesorii cu care au învățat atâția ani, care le-au donat informațiile pe care ei le-au avut,
sfaturile, ideile, gândurile. Cum ai reușit să aduni sau cum ai reușit să găsești elevii de aici să îi atragi către a face origami? Am reușit să găsesc acești elevi minunați prin o persoană de nota 10. O persoană care dânsa, pot să spun că mi-a dat sfaturi atunci când am avut cea mai mare nevoie. Și am să ascult de sfaturile dânsei, cred că toată viața. Și cine este acea persoană? Persoana aceasta se numește doamna Beciu Rodica. Dânsa mi-a fost profesoară în liceu. Și pur și simplu i-am arătat ceea ce fac și am început să lucrez cu elevii la care dânsa era diriginte. Până am ajuns la ei. Iar ei pur și simplu m-au emoționat foarte tare pentru că fiecare au avut întrebări despre ceea ce făceam și împreună am reușit să realizăm exponatele pe care le găsiți în colțurile de acolo. Dar când au văzut că e muncă multă și migală și răbdare, trebuie, niciunul n-a renunțat sau? Nu, niciunul n-a renunțat. Fiecare dintre ei au fost curioși ca să vadă rezultatul final. Mai întâi a fost curiozitatea, după aia a început să le placă și... Da. Să înțeleg. Da, și iată că la un moment dat lucrăm pentru a realiza ceva din suflet. Și aș vrea ca aproape de final să îmi spui în câteva cuvinte cum ai început tu să faci origami, da, și când, și apoi să transmiți așa ceva pentru viitor acestor copii cu care lucrezi. Da. Și dacă te gândești să mai ai și alții după ce ei merg la liceu sau... La fiecare... Cu siguranță voi vrea ca să am și alți copii, pentru că, sincer să fiu, acești copii chiar au talent. Și păcat, sunt tineri și ar trebui ca să-și arate talentul pentru a putea profita de acest talent și a putea merge mai departe, să se facă cunoscuți în lume pentru ceea ce fac ei. Așa cum ai început și tu, când, da, și cum? Eu am început să fac origami după, pot să spun, după o perioadă foarte grea. În luna mai, pe data de 24 mai, pur și simplu am când? Căzut din picioare. Când? În ce an? 2016. Pur și simplu am căzut din picioare, neștiind ce am. Părinții mei m-au dus de urgență la spital și rezultatele au ieșit bune într-un final, dar eu aveam totuși aceeași reacție. Aceeași reacție pe care, adică nu eram ok. Simțeam că ceva se petrece cu corpul meu, dar nu știam ce. Ca într-un final să aflu că eu am un blocaj renal din cauza unei infecții netratate la timp. Infecția din gât s-a vărsat în sânge și s-a localizat undeva la rinichi. A urmat o perioadă foarte grea, o perioadă în care am urmat un tratament. Pot să spun că a fost un chin pentru mine, pentru că moldaminele sunt cu adevărat dureroase, pentru care la bază puterea 7 injecții. După această perioadă de recuperare, fix pe data de 28 noiembrie, eu am descoperit acest talent. Și cum l-ai descoperit? Pur și simplu stăteai așa, te jucai cu o hârtiuță și... Da, pur și simplu. Aveam coală colorată în casă și am zis la un moment dat să fac fulgi colorați. Văzusem apară zăpadă, fulgi din albi, dar niciodată colorați. Și mi-am dorit și să văd cum apar fulgi ăștia colorați. Și de la o simplă coală am avut să realizez o lebădă. Și atunci ce ai zis? Că trebuie să continui, nu? Nu, sau? Sincer să fiu, atunci am vrut să mă opresc. Am zis că este ceva pe moment, ceva care a venit, o sursă de inspirație, ceva pe moment. Dar am arătat la mine în comună, la grădiniță. M-am dus așa, ca fapt divers, să văd ce părere au și doamnele educatoare. Pur și simplu au fost încântate și ei m-au sfătuit să merg mai departe. Am avut și prima expoziție pe data de 8 martie 2017, în cadrul unui spectacol folcloric. Am avut expoziție în care am mâncat pe scenă și am spus publicului tot ceea ce fac eu, cum am pornit. Și pur și simplu publicul a fost foarte încântat, pur și simplu din faptul că am mâncat și am spus
spus exact ceea ce fac eu, cum se face, de la ce am pornit. Și asta a făcut ca publicul să aprecieze munca depusă. Că, totuși, pentru a realiza ceva în viață, este o muncă. Și dacă nu muncim și ne dăm bătuți din prima, nu realizăm nimic. Dar mi-a plăcut ca să văd la fiecare exponat pe care l-am făcut, mi-a plăcut să văd rezultatul final. Dar, sincer să vă fiu, vă spun că când urc pe scenă și povestesc publicului sau când apar în fața copiilor, pur și simplu uit de toată munca depusă. Sunt momente emoționante pe care le pot avea, pe care pur și simplu uiți. Pe moment uiți... Satisfacția rezultatelor muncii tale. Exact, exact. Ai ieșit și cu expoziții în afara județului sau în Brăila ai avut în oraș aici? În Brăila nu am avut. Nu am avut în Brăila nicio expoziție deocamdată. Dar ți-ai dori? Da. Mi-aș dori să fie în Brăila o expoziție care să ne punem cu toți amprenta pentru ceea ce am făcut. Adică tu și cu elevii, ca să-i scoți și pe ei în lume, să vadă și cetățenii. Da, și cetățenii din județul nostru, ce talente avem în Brăila. Acesta este coșulețul pe care eu l-am făcut. Am pornit de la baza de 20 de piese, în care m-am înălțat 3 rânduri și al patrulea am început să pornesc. Și câte piese are? La per total, în jur de 300 și ceva de piese. 300 și ceva de piese. Da, mai avem tortița. Și în interiorul coșulețului putem să facem orice. Putem să punem orice, adică putem să punem chiar și o floricică pe care o rupem din grădină și o punem acolo în interior. Bineînțeles că pentru a pune o floricică din grădină, trebuie mai întâi să îi dăm cu fixativ, ca să poată să se usuce, să rămână acea... Să rămână tare, să nu se îndoaie, să nu se rupă, nu? Sau... Da, da, da. Să nu se scuture, să nu... Da, da, da. Pentru încheiere, dacă ai să spui așa un cuvânt copiilor și... Pot să le spun faptul că le mulțumesc frumos, le mulțumesc din suflet pentru că au avut încredere în mine și datorită încrederii pe care ei mi-au acordat-o, am reușit să lucrăm cu toții și am reușit să realizăm ceva. Și un sfat pentru mai departe, tot pentru ei, în ceea ce privește origami sau altceva? Pe mai departe să... pot să le transmit... Doar unul singur. Dacă le place ceea ce face, niciodată să nu renunțe. Să meargă înainte, indiferent de obstacolele pe care viața le pune în cale. Sunt anumite suișuri, dar sunt și foarte multe coborâșuri. Dar trebuie să știm cum să trecem peste. Mulțumesc frumos, Ionuț, mulțumesc frumos doamnei profesoare și elevilor. Și sper să ne vedem aici în oraș și cu o expoziție. Cum să nu? M-am gândit la o chestie și o să stăm de vorbă după aia, ne auzim la un telefon și... Cum să nu? Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și eu.